Fără îndoială, piața de carte s-a diversificat. Studiile arată că cititorii caută din ce în ce mai mult cărți despre sănătate, nutriție și dezvoltare personală. În ultimii trei ani, exemplarele vândute aproape s-au triplat. Pe 20 martie, la Palatul Parlamentului va avea loc o gală a premiilor literare, în care vor fi premiate cele mai apreciate și mai bine vândute cărți, selecția bazându-se pe votul cititorilor. Despre această gală și despre noutatea pe care o aduce în calendarul evenimentelor similare, vorbim cu scriitoarea Alina Ilioi. Bună seara. Bună seara! Mulțumesc foarte mult că ai venit! Cu mare, mare drag! Și mă bucur foarte aici. tare că, uite, ai venit și tu cu cărți pe care sunt convins că ni le vei prezenta. Dar, înainte de asta, aș vrea să te întreb, din punctul tău de vedere, din ceea ce ai, ai studiat, ce ai observat, de ce uh, oamenii sunt tot mai interesați de aceste cărți de nutriție, de sănătate, de dezvoltare personală și chiar spirituală? Cred că foarte multe au început și în pandemie, dacă ar fi să fim sinceri. Ne-am dat seama că sănătatea chiar este foarte importantă pentru noi, dar de asemenea și având mai mult timp, am redescoperit cititul. Uite, așa ne-am reîndrăgostit și noi de ceea ce înseamnă o carte bună și de asemenea am fost tot mai interesați să aflăm cum putem să avem grijă de trupul nostru, dar și de sufletul nostru, pentru că nu e așa merg mână în mână. Iată că pandemia a adus și câteva lucruri bune asupra noastră și anume dragoste de lectură, care se pare că nu se oprește nici acum. Și mă bucur foarte mult să văd că suntem din ce în ce mai interesați, să aflăm cum putem să fim o mai bună versiune noastră. Vorbim despre un eveniment care va avea loc poi mâine, pe 20 am. martie. Hai să dezvoltăm un pic cine va urca pe scenă, ce, nu știu, există categorii de premii, Cum sunt? care sunt criteriile după care sunt alese titlurile premiate și așa mai departe. Da, este iată un eveniment uh, foarte important și mare. De asemenea, cred că de mult timp nu s-au mai aflat sub același uh, acoperiș să zic, în Palatul Parlamentului atâția autori uh, minunați, extraordinari pe care i-are România. Țin să menționez că în această gală nu va fi vorba doar de o editură sau doar de autori români ci vom avea Așa. mai multe categorii. Bineînțeles că accentul se pune pe autorii noștri contemporani români pe care îi avem printre noi și de asemenea vor fi prezenți și în sală. Uh, o mare parte dintre ei vor avea ocazia să țină și un discurs curs de 5-10 minute maxim, pentru că sunt suficient de mulți. Vorbim de Părintele Necula, vorbim de Profesor Dr. Leon Dănăilă, vorbim, bineînțeles, de Profesor Ciura de Domnul Profesor Dulcan, de Mihail Bilic, că tot menționam și de cărți de nutriție. nutriție da. Deci vom avea chiar, Dr. Cristian Andrei, vom avea foarte mulți autori sub același acoperiș cum vom premia aceste autori. Exact. Autor. Cine hotărăște premiile? Păi cum s-a ajuns? Cititorul, publicul, nu? Publicul, deci da. nu mai publicul. Doar publicul. Au avut la dispoziție, chiar am deschis și o site ul să mă uit, s-a încheiat până pe 13 martie, ora 22-23 au avut ocazia să voteze. Au fost diferite uh, secțiuni: cea mai apreciată carte de ficțiune, de scrisă de autor român, cea mai apreciată carte de ficțiune scrisă de autor, autor străin, străin, de non-ficțiune, de nutriție, de carte dialog, de spiritualitate. Deci am avut în, iată, în vedere toate categoriile, inclusiv și cărțile pentru copii, nu e așa pentru că sunt foarte importante. Absolut. Și abia așteptăm să vedem miercuri și reacția celor din public, dar de asemenea și autorilor când vor fi chemați pe scenă. Vom anunța și cine a fost nominalizat, bineînțeles, dar mai Deci deocamdată câștigător. nu știe nimeni nimic. În afară de mine care și voi eu care și vreau premia. să te întreb acum ceva, un, un nume, un câștigător, așa să ne dezvălui ceva aici. Uite, există... Nu pot să spun A, așa. foarte multe despre asta nu multe. dar pentru că eu voi fi cea care voi nominaliza și premia A, iată, categoria de cea mai bună carte de dezvoltare personală și de carte dialog pot să spun că am adus câteva cărți cu mine nu pot să spun neapărat dacă sunt câștigătoare sau nu pentru că Absolut, vom afla miercut, sigur că da dar printre care iată se numără cartea uh, profesorului Dulcan în colaborare cu Florentina Fântânaru Calea Vindecării o carte deja vândută peste 100.000 de, de exemplare, foarte citite de altfel. Ambii vor fi prezenți în sală. Domnul profesor Durcan va avea și un discurs despre autovindecare și abia așteptăm să-l și ascultăm. De asemenea, să știți că ți-am adus în premieră cartea părintelui Piment Vlad, pentru că este, iată, proaspăt scoasă din cuptor aceasta. Și am Așa. ținut neapărat să-ți o aduc aici, pentru -o că o este, o noi. Da. este o carte foarte cautată. Bineînțeles, am mai venit însoțită și de cartea profesorului Alexandru Vlaciurea, de sănătatea creierului, pentru că suntem interesați să aflăm cum putem să avem un creier cât mai sănătos și domnul profesor va și susține un discurs, ne va oferi 10 sfaturi. Pentru importante adică, exact, pentru asta. Da? Da. Și am adus și o carte de dezvoltare personală, dar în același timp scrisă într-o altă formă și manieră, scrisă de către cei trei Așa. Da, Cristian Onețiu, Andy Secheles și Simona Macovei. Vor fi și ei prezenți în sală, sunt și ei nominalizați. Am adus doar cărți nominalizate. Cine a câștigat o să vin după ce se Pe 20 egal. martie vom da. afla cu toții. Da. Uh, tu ești uh, scriitoare. Ce, ce scrii? Ce tip de literatură ai ales? Ce te pasionează? Am început. Uh, cartea mea de debut a fost o novelă, Când? de altfel bestseller. Ah, acum Ei, ah, 12 ah, ani. Așa. Așa. Da, a trecut ceva timp. Următoarea mea carte a fost o carte tip jurnal, dialog între un el și o ea. Deci, o carte de dragoste, aș putea să spun așa. Iar cea de-a treia carte este, teoretic, o carte de dezvoltare personală, dar mie îmi place mereu să reinventez lucrurile și. Avem o dezvoltare personală sub o altă maniere de mici povești, în care, din care putem să extragem anumite învățăminte. Din păcate, a fost lansată acum trei ani, așa. deci nu a putut să fie nominalizată pentru că mai suntem. Din, din ultimii doi ani. Din ultimii am doi ani. Da, am da, da, da. Dar spune, în ultima perioadă, în ultimii ani, uh, ți se pare că s-a schimbat într-un fel sau cum s-a schimbat dacă e așa statutul scriitorului în, în România? Da, s-a schimbat și, uite, chiar pot să fac o comparație. Dacă acum mai bine de 10 ani, când am lansat prima carte, nu puteam să spun că poți să te întreții din, din scris, acum aș putea să susțin că ai putea să faci acest lucru, dar, bineînțeles, nu doar talentul, să fim sinceri, are un cuvânt de spus în vremurile acestea, ci și puțin marketing și să știi și puțin PR, adică o combinație din toate acestea. Poți să trăiești ca și scritor, dar nu doar atât. Adică trebuie să fii un scritor mai. Să ești mai în lume puțin. Așa. Spunem din punctul tău de vedere. Ce înseamnă? Vorbeam mai devreme, cumva am deschis subiectul uh, cu doamna Denisa Comănescu și uh, abia aștept să avem o discuție pe tema asta, dar te-aș întreba și pe tine, pentru că vorbim tot despre cărți, despre un gen ușor diferit de cărți. Ce înseamnă o carte bună pentru tine? Când consider că o carte este bună? Când ai sfătui pe cineva, știi cum e sintagma asta, carte bună, film bun, am fost la un film bun, ce înseamnă? Ce înseamnă o carte bună? O carte bună pentru mine înseamnă ce însemna și când aveam șapte ani și mă chema mama să vin să mănânc și nu voiam să las cartea din mână și preferam să renunț la mâncare ca să termin de citit povestea. Din punctul meu de vedere, în momentul în care ai luat o carte în mână și nu te poți opri din citit, deși știi că te așteaptă, eu știu, șeful la locul de muncă, Așa. te așteaptă copilul să-i dai de mâncare, trebuie să faci ceva anume, dar tu nu poți să o lași din mână, este o carte bună. De asemenea, în momentul în care ai dat ultima filă. Și rămâi cu ori o poveste de viață, ori un sfat, ori un învățământ, ori ceva anume, este o carte bună. Deci, practic, fiecare dintre noi are criteriile da. proprii pentru care o carte e bună, un film e bun. Da. Dar, spunem -mi, tu, mi-ai povestit despre trei cărți ale tale. Ce faci în continuare? Ce urmează pentru tine? Ce mai pui la cale? Ce mai organizezi? Ce mai faci? Scriu aceea de-a patra carte anul acesta cu ajutorul lui Dumnezeu. Doamne, ajută, o să o scot și pe aceasta în lume. De asemenea, sunt și promotor al lansărilor de carte. Majoritatea lansărilor le-am moderat eu. Îmi place să. Să contribui acolo la ceea ce înseamnă, iată, ieșirea din Deci, mai mult în lume decât singură la tine în cameră cu, cu cartea pe care o scrii, îți place să, să ieși da. și să fii prezentă în tot ce înseamnă lansări de carte? Da, sunt aș putea să zic că sunt două Alina aici. Da? O Așa. Alina care stă și scrie și nu vrea să audă de foarte mulți oameni și este acolo doar cu personajele ei. Și Alina cea foarte sociabilă, care îi place îi place să și comunice Citești și să fie mult? alături. Da, citeam foarte mult acum. Nu chiar atât de mult, nu că am și un de șase ani și Așa, și atunci ai, ești ocupată Mai mult citesc a acum cărți școală. pentru copii da. A început școala da. Da. Îți mulțumesc foarte mult că ai venit Trebuie să spunem că toate biletele sunt vândute În Și că zile. Această, această gală cu siguranță Va fi extrem de urmărită Mulțumim, succes Mulțumim. Și te mai așteptăm la Jurnalul Cultural Și uite, când apare a patra carte Poate vii să o prezinți aici la jurnal Cu mare drag, mulțumesc pentru invitație Mulțumesc obligația. foarte mult că ai venit